Doamnelor și domnilor, bun găsit la o ediție specială, o ediție specială dedicată motoului a servi mai presus de sine, un motou atât de bine cunoscut pentru că reprezintă organizația Rotary Internațional, una dintre cele mai puternice organizații de voluntariat, caritate și fapte mărețe din întreaga lume. Este specială ediția de astăzi pentru că alături de mine este un invitat cu totul și cu totul special, este însuși guvernatorul districtului 2241 România și Republica Moldova, șeful acestui an rotarian, iată-l la Slatina, pe domnul Ovidiu Constantin Bunget. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și mă bucur tare mult că sunt la Slatina. Și eu mă bucur că vă avem alături de noi astăzi aici. Spuneți-mi cum vi s-a părut Slatina. Nu știu dacă ați mai fost vreodată prin orașul nostru, poate în trecere sau... Cred că nu pot să socotez de câte ori am fost în Slatina. Nu, de trecut am trecut. E drept că e multă vreme de când n-am mai stat în Slatina, dar de trecut am trecut acum o săptămână. Dacă... Și cum vi se pare orașul așa, comparativ cu alte orășele, orașe pe care le-ați văzut? Ca orice... Era țara în lung și în lat. Ca orice oraș din România, doritor să crească în contextul vremurilor. E un oraș care s-a schimbat mult. Acum poate compar, aș vrea să compar, pentru că ultima dată, acum vreo 20 de ani, am stat mai mult în Slatina și s-a schimbat mult. În bine. Ne spune și de ce a stat acum 20 de ani în Slatina. Pentru că lumea e mică întotdeauna și... În activitățile mele de vacanță sau mai bine de 20 de ani, vorbesc că acum 20 de ani a fost mai mult, foarte mult timp, pentru că eu sunt născut în județul Vâlcea, între Băile Olănești și Băile Govora, și ca student aveam diverse activități comerciale în sudul țării sau de troc cu diverse produse agricole, să am spun. Am citit undeva că așa a început și misiunea Rotarii în viața dumneavoastră, în domeniul comerțului. Cumva de la o vânzare de lubenițe ați ajuns să vă implicați în... Da, cam așa a fost. Da, cam așa. În anii 90 nu știam aproape nimic despre Rotarii, eram student și am fost cu o dacie plină cu lubeniță la o casă de copii în, nu mai știu în ce, 92-93, că după aceea ne-am mai dus mai mult. E drept că în sensul ăsta ne duceam și negoceam lubenița, pentru că toată lubenița fie era de la Lovrin, fie era de la Dăbuleni, și negoceam lubenița și pentru cauze nobile, pentru că îi puneam noi banii pentru acea casă de copii undeva lângă Lugoj. Și da, a rămas și în pană cu lubenița în sensul ăsta. Da, a fost un eveniment. Amintiri dragi. Da. Haideți să prezentăm celor care se uită la noi. Vreau să vă spun eu câteva cuvinte cine sunteți, ca apoi dumneavoastră să ne detaliați date despre dumneavoastră. Sunteți așadar profesor de contabilitate și audit la Universitatea de Vest din Timișoara, și că acolo conduceți cel mai mare departament la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Aveți un business în domeniul consultanței financiare și auditului și consultanței fiscale. Sunteți căsătoriți, aveți doi copii realizați. Am citit informațiile acestea pe internet. Iar anul acesta sunteți guvernator al districtului România Republica Moldova 2241, o singură dată în viață aveți dreptul acesta. Și un singur an. Și un singur an, dar cred că este mai mult decât suficient, o experiență provocatoare care vă va solicita foarte mult. Și aș vrea să-mi spuneți, după ce vă prezentați puțin, și cum îmbinați cariera, că începe școala acum, încep universitățile să-și deschidă porțile și dumneavoastră trebuie să tot colindați țara în lung și în lat, așa cum am spus. Da, prima chestie, aș începe cu scuzele de rigoare, cu o corecție. Nu sunt șeful, pentru că în Rotary nu există șefi. Parțial. Ce v-am spus eu în ghilimele, mi se pare că sună așa, cult, nu știu. Exact. Sunteți guvernator, da? Strict administrativ, de fapt, ești desemnat de district și ales de district și desemnat de Rotary International să fii ofițerul Rotary pentru districtul nostru, România și Republica Moldova. Ce a spus dumneavoastră despre mine, cred că sumarizează destul de bine, să spunem.
Da, sunt profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, conduc acel departament mare, spun eu, și ca număr de studenți și ca număr de profesori. Și, deși paradoxal, pentru studenți începe la 1 octombrie, pentru profesori a început la 1 septembrie, pentru că activitățile administrative legate de admitere, formații de lucru și așa mai departe sunt în plin progres, să spunem, chiar trebuie astăzi sau ieri astăzi se termină toate activitățile, astfel încât la 1 octombrie, ce-i drept mai devreme, pentru că începe puțin mai devreme, să facă poc și nu fâs, în sensul în care lucrurile trebuie foarte bine rânduite. Și dacă e să spun că lucrurile merg bine, merg pentru că deodată, chiar dacă ești un lider, trebuie să lucrezi în echipă. Și am o echipă și colegi foarte buni și foarte dedicați, ca dascăl la Universitatea din Vest din Timișoara, în departamentul meu, care la un moment dat ne înțelegem numai din priviri, să spunem, în sensul ăsta, deși ne consultăm, pentru că chiar dacă îi conduc departamentul, conduci, dar și acolo trebuie să creezi echipe. Ești un lider și nu un boss, să zicem, în sensul acesta, un șef. Și lucrul este. Iar la firmă, fără nicio îndoială, și acolo trebuie rânduite, pentru că, într-adevăr, anul acesta spunea că una din obligațiile pe care ți le asumi ca și guvernator este să vizitezi toate cele 150 de cluburi Rotary din România. Și dacă ne gândim că anul are 365 de zile, scădem 52 de duminici, 52 de sâmbete și așa mai departe, constați că nu prea mai dorme acasă, să spunem. Și asta este un adevăr, este mult efort, dar de fapt tu reprezinți și ești fără nicio îndoială un simbol pentru rotarien, pentru că îi reprezinți cel puțin ca și imagine, ca și muncă pe care tu ai desfășurat-o, pentru că este, fără nicio îndoială, eu spun că e cea mai democrată organizație din lume, în sensul în care alegerea ta este supusă, este într-un fel sau altul, este un vot deschis, ești desemnat, ești nominalizat și apoi devii într-un fel sau altul ales, iar lucrul ăsta se întâmplă cu 3 ani înainte. Deci nu ești și de mâine intri, pentru că de fapt, perioada asta de pre-guvernator este, să înțelegi că ești responsabilizat mai mult decât ți-ai asumat tu înainte. Și dumneavoastră, cât și familia, pentru că și ei trebuie să fie pregătiți pentru ce așteaptă. Fără nicio îndoială. Dacă n-ai suportul familiei, pentru că ești oaspete la tine acasă, sau în anul ăsta ești cam oaspete cam peste tot, și trebuie să fii, să te vadă lumea așa cum trebuie, să spunem, în sensul în care ei te-au girat în sensul ăsta, și iar Rotary International te-a numit, pentru că în final decizia Rotary International, că în ăștia 2 ani s-ar putea să nu corespunzi, să spunem, dar să nu te pregătești cum trebuie sau să nu ai parcursul care trebuie, sau eu știu, să se ivească anumite obstacole, pentru că până cu un an înainte, deci până la 1, pentru că mandatul începe la 1 iulie, până la 1 iulie 2022 în cazul meu, puteam oricând să fie, să spunem, schimbat, să spunem, sau suspendat pentru orice activitate care, eu știu, care contravine principiilor Rotary, care sunt principii de genera, nu reguli, care se schimbe. Sunt de 119 ani, mâine, poi mâine, aceleași principii, și a spus dumneavoastră acest principiu al unicității mandatului. O dată în viață, un singur an. Sună ciudat, am prieteni și în politică și nu o să înțeleagă niciodată. Dar nici nu poți să duci mai mult. Asta este. Clar, așa cred este eu, că e un efort fantastic. Da. 119 ani la nivel mondial, iar în România Rotary de când? Rotary are 95 de ani în sensul acesta. E drept că, într-adevăr, sunt cluburi înființate în 1928, 29, 30. A fost o perioadă în care nu chiar au explodat, dar în perioada interbelică a fost o perioadă destul de favorabilă, să spunem. Cel mai vechi club din România este clubul din București,
La câteva ore, altceva spus, sunt trei cluburi, de fapt, București, Timișoara, Cluj, Cernăuți, patru, pardon, dar apoi au fost înființate și în alte orașe, să spunem, cum este Aradul, Ploieștiul și așa mai departe, dar mișcarea Rotary, de fapt, în acea vreme s-a născut. E drept că regele Carol al II-lea a intervenit și a interzis mișcările de voluntariat sau alte tipuri, poate asimilate puțin forțat cum au fost legionarii sau masoneria legat de tipul ăsta și poate și din un anumit punct de vedere și Rotary are o umbră așa care nu este, pentru că nu este corectă întotdeauna, în sensul că Rotary este o organizație mondială, singura acceptată la Organizația Națiunilor Unite. Este o organizație care are 1,4 milioane de membri la nivel global, 3,7 plus 1,3, deci 5.000 de membri în România, Rotary și Rotaract, aici sunt pe grupe de vârste. Sau erau, da. Deci în sensul în care, de fapt, este o organizație de prieteni, de prietenie, care vin voluntari. Cu alte cuvinte, a spune o chestie, nu poți să-ți dai demisia din Rotary, nu există lucrul ăsta, pentru că tu te-ai dus voluntar, ai fost acceptat voluntar ca fiind prieten cu noi și realizăm activități în folosul comunităților în care noi acționăm, pentru că Rotary este organizat pe arii geografice. Districtul nostru, România și Republica Moldova, de fapt funcționăm ca o asociație, ca un ONG. Suntem singura asociație care avem două țări sau avem extensia pe două țări. Ne-am dus așa în povestea Rotary, în istoricul organizației și am zis la început că ne spuneți parcursul dumneavoastră academic. Haideți să-l prezentăm de scurt, că nu mai are... Acum sunt curioasă de ce se întâmplă în Rotary, dar vreau să ținem promisiunea să le spunem celor care se uită la noi de unde ați pornit. Așa cum am spus, sunt născut în județul Vâlcea, între Băile Olănești și Băile Govorat, într-un sat de munte și în 1988 a trebuit să aleg un parcurs, să spunem, academic. Am urmat cursul Universității de Vest din Timișoara la Facultatea de Științe Economice. Am făcut după aceeași Facultatea de Drept. Și am început înainte de 89, am terminat după 89-90, nu știu, eram la Timișoara student și am studiat în Franța un an de zile, mai că rămâneam acolo la un moment dat, dar probabil multe alte elemente, printre care și cred eu ideea de potențial al României de creștere m-a determinat să mă întorc în țară. Am rămas în învățământ, deși am lucrat într-o multinațională o perioadă în care recunosc că m-a format foarte mult profesional, să spunem, și ți-a deschis privirea spre ceea ce urma să vină, să spunem, în economia românească. Și am parcurs toate gradele didactice de la preparator, deci un precursor al asistentului, lector, conferențiar, profesor universitar, conducere de doctorat în domeniul contabilității. Și am rămas în Universitatea de Vest din Timișoara pentru că, într-adevăr, dincolo de a fi una din cele 5 mari universități din România, 5-6 universități mari, este o universitate deschisă, să spunem, spre Europa și spre internaționalizare. Pentru că chiar este un lucru extraordinar să... Da, e bine să fii fruntaș la tine în sat, dar este foarte important să fii deschis, să vezi ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și conexiunea cu mediul academic din toată lumea este esențială. Revenim la Rotary și misiunea ei pe planetă. Create Hope in the World este tema anului Rotarian 2023-2024. Vreau să ne spuneți în ce constă acest an, care sunt proiectele și ce v-ați înhămat. În afară de mesajul, sloganul care a spus a servi mai presus de sine, care este mesajul Rotary pe parcurs, fiecare an are o temă.
spuneam de fiecare președinte, Rotary International are o temă pe care o transpune liderilor din întreaga lume, în speță guvernatorilor, iar guvernatorul este mai departe cureaua de transmisie spre cluburi, pentru că Rotary se face în cluburile din diverse comunități, mai mari sau mai mici. Sunt orașe în care există mai multe cluburi, în sensul în care clubul Rotary, pentru că așa au înțeles, poate și dimensiunea e mai ușor, mai flexibilă atunci când ești mai mic. De asemenea, cluburile din România sunt diferite, să spun, de situația din America. Sunt cluburi și cu 25 de membri, sunt și cluburi cu 70 de membri. Dar nu înseamnă că un club din Lugoj cu 25 de membri e un club mic. E un raportat la comunitate, este un club foarte, foarte mare, pentru că e și singur. Foarte important este legat de această creează speranță în lume. De fapt, mesajul este creează speranță în lume prin a crea speranță și bucurie în comunitățile tale. Există și în afară de acest mesaj, acest slogan, să spunem, există și anumite culori care definesc o siglă, să spune, a anului respectiv. Întâmplător sau nu, hai să zicem că doar întâmplător, culorile acestui an sunt roșu, galben și albastru. Iar un mesaj pe care, sau explicațiile pe care, pentru că există fără nicio îndoială o pregătire în astfel, în acest sens, se spune că roșu, galben și albastru sunt culorile speranței. Ca atare, chiar dacă ele sunt în degrade, mai în sigla respectivă, ideea de a crea speranță în lume este foarte importantă, pentru că cineva a spus că e probabil cel mai frumos slogan și cel mai frumos mesaj în cei 118-119 ani imediate de Rotary. Toate sunt frumoase, dar probabil în acest an a fost cel mai potrivit, să spunem, în sensul acesta, el e pregătit. Ca atare, am ajunge la proiecte sau în sensul alt. Există fără nicio îndoială direcții pe care Rotary ți le dă, Rotary International. Adică asupra acestui an și am putea vorbi mult despre ele, sunt legate de continuarea unor proiecte mai vechi. Iar în Rotary International este un program extrem de important. Rotary International, prin campania pe care a dus-o de ani de zile, este pe cale să eradicheze poliomielita, în sensul acesta. Practic, în prezent sunt declarați oficial trei cazuri, dar există o nevoie ca să fie declarată închisă, ca mai mulți ani să fie zero. Și sunt cifre, și n-aș vrea neapărat, că poate uneori nici nu-ți vine să crezi, sunt miliarde de dolari investiți în această campanie de vaccinare împotriva virusului poliomielitei, peste tot în glob. Aceste trei cazuri sunt undeva în Pakistan, în zona Asiei, în sensul acesta, dar cu toții știm că în anii 50 și România a avut probleme în ceea ce privește virusul poliomielitei. Ca atare, acesta este programul locomotiv al Rotary International și districtul nostru finanțează prin donațiile pe care le fac cluburile sau membrii din club, prin membrii, programul N-Polio. Asta e mai vechi, să spunem, ca să pornesc. Este cel mai vechi și se va continua. De există proiecte pe care se le încurajează Rotary pentru domenii care probabil acum câțiva nici prin minte nu ne-ar fi trecut și sunt legate de sănătatea mentală. Fără nicio îndoială, perioada asta de pandemie, ritmul vieții sau în ultima vreme, războiul sau conflictele în general, situațiile care, dinamica economică, socială, a făcut ca mulți dintre semenii noștri, poate chiar și noi, ca să nu spun altcumva, care nu mai au toate țiglele pe casă. A spune eu, încep să, că cu toții spunem, bă, parcă nu mai e ca omul ăla de dinainte. Ca atare, dincolo de cercetările sociologice și psihologice care se fac și sunt foarte multe în domeniu, de fapt vorbim de o realitate, că lumea este într-o perpetuă schimbare, iar schimbarea asta ne-a afectat fără nicio îndoială și la nivel mental. Ca atare, de fapt, mesajul Rotary spune, mă, aveți grijă de voi,
Pentru că voi sunteți, de fapt și în viață, ne urăm toate să fii sănătos în sensul acesta, dar în sănătate în sens generic. Dar se pare că sănătatea mentală este o problemă, să spunem, nu se pare, este o problemă care ne afectează. În acest sens, ce proiecte are Rotary pentru a liniști mințile, nu știu, luate razna în perioada asta, în era tehnologiei, a vitezei, a nebuniei? În primul rând, sunt foarte multe campanii de conștientizare care sunt dezvoltate la nivel district și, așa cum am spus, la club. La nivel de district, de exemplu, împreună cu alte asociații, organizații de voluntari internaționale sau locale și cu autoritățile statului, în speță Ministerul Familiei, de exemplu, am lansat un proiect de conștientizare antidrog. Trebuie să spun că spuneam că intrarea în mandat nu e chiar așa de mâine ești guvernator și împreună cu toată echipa, inclusiv președinții din cluburile din țară, există un PETS, President Elect Training Seminar, un seminar de pregătire care este cu 3-5 luni înainte de intrarea în mandat. Atunci, ca și guvernator, îți propui sau îți prezinți proiectele districtuale. Ca profesor, evident că principalele mele proiecte sunt legate de educație, dar am avut în martie o reținere vis-a-vis de promovarea acestui proiect legate de campanii de conștientizare, în contextul în care cluburi deja făcuseră proiecte legate de consumul de droguri. România nu mai este o țară de tranzit, ci este o țară consumatoare. Și lucrul ăsta, cine m-a întrebat dacă am mai văzut aurolaci pe stradă la un moment dat. Evident că lumea s-a perfecționat și că devenim consumatori. Nu asta spuneți, eu spun consumul mai finuț acum. Și lucrul ăsta, ceea ce e trist, este că lucrul ăsta s-a dus în școli. Sau afectează în mod deosebit tinerii, iar tinerii sunt viitorul nostru, tot timpul spunem lucrul ăsta. N-am avut suficient curaj pentru că este fără nicio îndoială un subiect delicat și sensibil să-l promovez în momentul ăla, în contextul în care cluburi făceau proiecte în sensul ăsta sub forma unui campanii împreună cu ANA, Agenția Națională Antidrog, care spuneau, erau de exemplu într-un oraș, acum n-aș vrea neapărat că toate au avut aceeași contribuție, într-un club spunea un concurs de eseuri pe tema consumului de droguri în care să descurajezi fără a folosi cuvântul nu. Adică nu consuma droguri, nu, și fără caracter pugnitiv. Că și aici e o mare discuție dacă consumul este o infracțiune sau este o chestie care, eu știu, de ce mă gândeam acum de alcoolul, n-ar fi și el o problemă. Sau ar trebui gestionat, să spunem. Sau alții, clubul meu, de exemplu, în 2016, tot împreună cu ANA, Agenția Națională Antidrog, au realizat o campanie în școli, nu numai de informare, că toți, alții spun că părinții trebuie mai bine informați, că uneori părinții sunt cei mai șocați când află că al lui ficior e consumator de droguri. Dacă acel părinte nu-l vede, se uită în ochii copilului lui atunci când intră în casă. Au ajuns părinții să nu-și mai privească în ochi copiii. E complicat, de-aia am spus că e delicat lucrul ăsta. Și atunci, vreau să-ți închid asta, a fost o campanie în care în școli, cu niște ochelari speciali, simulează consumul de... Era și de unii consumul de alcool, alții consumul de droguri. Și fără nicio îndoială copiii sunt șocați în momentul în care, și atunci cred că acest mod de a face o campanie, chiar dacă e puțin mai costisitor decât o campanie de informare în care aduci un polițist, tot timpul creează o repulsie, inclusiv dacă conduci pe și n-ai nicio problemă și ai văzut un polițist pe stradă, ai o tresărire, elegant spus, da. Este asta ca atare, nu întotdeauna șocurile generează, să spunem, efect pozitiv. Ca atare, la ora actuală, la momentul lansării acestei campanii, că în final l-am lansat în 13 septembrie, împreună cu Ministerul Familiei,
Eu am crezut că e o chestie, sincer, discutând cu colegii și cu administrația publică și doamna ministru, că e o chestie ca o conferință de presă și simplu. Evident că când am văzut sala câteva sute de persoane care erau implicate foarte profund, să spunem, în acest topic al consumului de droguri, printre care a fost și o doamnă care e președinte unei asociații și spunea ceva de tipul că mie îmi lipsește 7 ani din viață, pentru că m-am apucat la 17 ani și la 24 de ani și nu vreau să vă explic, spunea dumneai, cum, prin ce stări am trecut. Cred că campaniile înseamnă nu neapărat să spună cineva nu fă sau nu consuma, și cineva care a trecut prin acest necas, mă exprim foarte elegant și plastic, este un lucru important. De fapt, și campania asta de antidrog, de conștientizare, este tot o formă de educație. Pentru educația nu înseamnă doar carte, devenim, pentru că și acolo, și a face cursul de prim ajutor este o formă de educație, pentru că s-ar putea să ducă în discotecă tinerii noștri și unul să leșine și să nu știe cum să-i dea un prim ajutor. Și asta este... Am zis că ore de prim ajutor ar trebui făcute măcar la liceu. Pentru că de multe ori în viață suntem puși în situații extreme când nu știm pur și simplu ce să facem persoanei de lângă noi, să-i acordăm un prim ajutor. Da, dacă da. Am învățat asta în școală, lucrurile ar fi... De fapt, districtul, ca să continui la nivel din afară de acest proiect, susține și financiar cluburile printr-un proiect care se numește Educație pentru Noua Generație, care... Da, este dedicat cu precădere elevilor din mediul rural. Sub orice altă formă, sub orice formă, nu există un model, să spune, pentru că, de exemplu, spune, sunt cluburi care construiește ce se numesc camere saline, adică în grădinițe sau în școlile de muzică, în licee de muzică, pentru că evident că după un efort corzile vocale trebuie reantrenate sau reașezate și oricine poate să aibă acces la astfel de camere saline. Deci tot o formă care are legătură cu educația într-un fel sau altul. Deci sunt fiecare dezvoltă proiecte la nivel de club, iar districtul, pentru că tehnic, v-am spuneam, activitățile se desfășoară în comunități, prin intermediul cluburilor, dar districtul dă direcții, să spunem. Dar nu înseamnă că ceea ce este la Fălticeni este valabil și la Severin, la Drumeta Turnul Severin. Deci fiecare identifică mai bine nevoile de la un comunități. E foarte important. Și de aceea spun întotdeauna ca cluburile să fie foarte bine conectate. Rotary nu poate substitui autoritățile statului, indiferent că este vorba de chiar de războaie. Pentru că Rotary, România, districtul nostru, s-a implicat foarte mult și în criza refugiaților. Și dincolo de sume consistente de bani, a fost timpul rotarienilor care au fost foarte aproape de oamenii necăjiți într-un fel sau altul, într-o formă sau alta, necăjiți fără nicio îndoială, în ceea ce privește conflictul din Ucraina. Practic, asta e esența spiritului rotarian, inimă mare îmbinată și cu finanțe, de ce să nu spunem și acest lucru, pentru că este nevoie de bani ca să faci lucruri mărețe, altfel nu se poate. Este fără nicio îndoială, este un adevăr, dar aia nu înseamnă că banii vin doar de la rotarieni, pentru că în orice club există și profesori, există și medici, există și oameni de afaceri. E o idee greșit înțeleasă faptul că Rotary, apoi acolo sunt mai oameni cu bani, nu-i adevărat? Bogătașii, nu? Bogătașii, planete sau ceva de genul. Exclusă chestia acolo asta. Acolo sunt, cum am spus, de la profesori până la oameni simpli. Da, pentru că... Copii și vom vorbi și despre... Îți trebuie nu numai bani, îți trebuie și ideile sau conexiunea. Sunt și parlamentari, în clubul meu este și prefectul județului Timiș, dar în timpul lui, bine, e o
funcție probabil, dar da, el este rotariat. Deci el înainte de a fi prefect a fost în Rotary. Dar prin capacitatea pe care o au membrii Rotary, prin faptul că Rotary este o organizație de încredere, onestă prin membrii săi, evident că atrage, să spunem, sponsor, susținător, pentru că dincolo de membri există ceea ce se numește Community Corps, adică cineva care crede într-o anumită idee sau îi place, are o pasiune și poate susține un proiect, spun neapărat, eu știu, legat de educație sau spune, domnule, eu sunt pescar la felul meu și există modalități prin care organizăm un concurs de pescuit și eu pentru faptul că, da, dau cu undița, în final peștele ăla nu rămâne, sau eu știu, rămâne și îl ducem, strângem fonduri pentru că, uite, el, clubul acela organizează un concurs de pescuit. Și în felul acesta, punctual, pentru anumite proiecte, se alătură, să spunem, și alte persoane care nu neapărat au o legătură, ci au o legătură directă ca membru, ci au o pasiune față de activitățile, având încredere, fără nicio îndoială, despre ceea ce se întâmplă Rotary, pentru că dincolo de a fi cea mai democratică, cred că este și cea mai transparentă organizație, în sensul în care orice decizie se ia prin vot deschis, în sensul în care, iar dacă nu, tot timpul spun, nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, eu trebuie să-mi argumentez în lucrul ăsta, dar și mai este un lucru foarte important, pentru că deciziile se iau fără nicio îndoială cu majoritate simplă sau absolută. Nu trebuie să fiu de acord, dar trebuie să accept că poate fi și altcumva. Și tot timpul spun la întâlnirile de club, sunt 10 degete la două mâini sau la 5 la o mână. Nu seamănă niciunul cu altul, dar împreună facem treaba bună. Fără niciun doială, unii strâng mai tare, degetul mic mai puțin și în sensul acesta. Și lucrul ăsta este fantastic în Rotary, pentru că există și alte organizații de voluntariat orientate pe o cauză sau doar pe o cauză. Alții izvorite din experiențe nefericite. Sunt foarte multe asociații ale copiilor cu autism, să spunem, dar pornite din necazul părintelui, în sensul acesta. Da. Dar, fără nicio îndoială, Rotary sprijină foarte mult și aceste asociații, promovându-le, să spunem, într-un fel sau altul, pentru cauzele pe care acestea le au. Rotary înseamnă, de la mic la mare, Rota Kids, Interact și Rotaract. Am zis bine? Da, a zis foarte bine. Las Latina, cred că avem doar Rota Kids și Interact. Care este diferența între Rotaract și celelalte două, pe care noi le știm Las Latina? Și iată că acces la Rotary avem începând cu vârsta de 7 ani. Deci nu trebuie să avem doar bani și inimă mare și voință. Până în acest an, Rotaract și Interact erau proiecte, programe susținute de Rotary, în sensul în care cluburile Rotary puteau dezvolta organizații de tineri între 12 și 18 ani, se numește Interact, între 18 și 30 de ani Rotaract. Începând cu acest an, Rotaractul nu mai este un programa Rotary, în sensul că se admite că o persoană majoră este totuși un adult în sensul acesta și de-aia spuneam că suntem rotarieni la nivel global 1,2 milioane, iar rotaractieni sunt 200 de mii. Ca atare, ei sunt în momentul de față un fel de Rotary tineret, dar există foarte multe, până acum, foarte multe cluburi Rotaract care în momentul în care au făcut 30 de ani s-au rostogolit și s-au transformat în peste noapte, glumind ca și făt frumos, în clubul Rotary. E bine, acum, cu siguranță, este și o formă de responsabilizare a tinerilor între 18 și 30 de ani, pentru că, da, se transformă, este o perioadă mai delicată. Interactul sunt tinerii. Vreau să vă spun că n-aș vrea să dau cifre la nivel global, dar în România
suntem, de fapt, districtul Rotary, România și Republica Moldova este unul din cele mai mari districte din lume prin numărul de cluburi, 150 de cluburi. De-aia probabil e și presiunea mare pe guvernator, pentru că, într-adevăr, are niște responsabilități suplimentare. Există și Rotaract, sunt 62 de cluburi, undeva la 1600 de membri, deci de-aia spuneam că în România suntem 5000 de membri, Rotary și Rotaract. Dar ceea ce este fantastic în România este Interactul, pentru că vreau să vă spun că puține districte din lumea asta au atâția membri Interact, tineri între 12 și 18 ani. În România sunt peste 5000 de tineri. Sunt cluburi în care accesul se face destul de dificil pentru că au rigori foarte mari. Spune, domnule, noi astăzi ne-am propus anul acesta să intre doar 4 membri, în contextul în care este 100 acolo. Și spun întotdeauna asta ca o constatare. Dacă un club Rotary într-o comunitate nu are proiecte sau, eu știu, găsește pentru că a scăzut numărul de membri, pentru că au diverse, să spunem, situații, singurul proiect valabil este un club Interact. Și n-aș vrea să vă spun doar un singur caz într-un club din România, care, într-adevăr, la vizita guvernatorului este o vizită, să spunem, este, într-adevăr, cea mai importantă vizită, cea mai importantă întâlnire a membrilor din acel club, în care se și prezintă, să spunem, cam ce am făcut, ce vom face. Și spune, da, noi, uite, așa, 10 minute, cam 10 minute a putut vorbi președintele, eu să zic că putea vorbi mai mult, dar avem un Interact care vă va spune mai mult. Bine, deși durează o oră întâlnirea, nici mai mult, nici mai puțin, tinerii au vorbit o oră și 20 de minute în care nu puteai să-i mai oprești. Și în final, cumva, președintele își cere scuze, zice, îmi cere scuze, dar știți, noi nu mai ține ritmul cu ei. Și atunci am spus, dacă voi, și rămân la ce am spus ca și club, nu aveți alte sau nu vă mai propuneți, țineți-i pe acești tineri pentru că ei sunt viitorul. Țineți-i aproape pentru că ei fac proiecte și dezvoltă, dincolo de ceea ce prietenie, dezvoltă voluntariatul. E o chestie în care este esențială pentru funcționarea unei societăți. Dezvoltă altruism și lucrurile. Dezvoltă prietenii solide. Și cu toții știm că prietenia asta până în 18 ani este cea mai valoroasă, să spunem, că este dezinteresată. Dezvoltă leadership, pentru că dincolo de a spune da, și au conducători, să spunem, în sensul ăsta, chiar dacă ei sunt girați fiind minori de către Rotary. Membrii Rotary. Vreau să ne vorbiți puțin despre cele două programe destinate tinerilor din Interact, RAELA și programul de schimb de experiență IEP, adresat acestei categorii de vârstă, niște programe deosebit de atractive pentru ei, dar și educative, le dezvoltă orizontul de cunoaștere și pașii lor spre viitor sunt ca și asigurați trecând prin aceste experiențe. RAELA este un program de leadership, în fapt, destinat tineri. De fapt, ambele sunt destinate tinerilor până în 18 ani, deci implicit Interactul. Da. Dar nu este nicio problemă. Am fost săptămâna trecută la un club Rotary în vizită și responsabilul RAELA de fapt sunt niște module de pregătire în leadership. Și președintele clubului spune și ceva, cred că și nouă ne trebuie un RAELA pentru senior, să spunem, pentru că trebuie, dar evident, dar este fantastic că te molipsești de entuziasmul tinerilor. Acolo e, de fapt, marea situație și la nivel districtului am decis, pentru că erau, în principiu, două, una geografic, dar pe minor nu poți să-i muți foarte mult într-o localitate, adică pe la de la Timișoara să-l duci la Suceava. Și atare am decis ca aceste seminarii, întâlniri de o zi, să se facă în arii geografice mai mici, adică, eu știu, în Oltenia, să spunem, în Crișana, în Banat, în Bucovina, astfel încât mai mulți tineri să aibă acces la astfel de programe de leadership, în fapt, destinat tinerilor. Ce fac ei la aceste programe? Vin cu niște idei pe care le propun guvernatorilor,
șefilor, cum le da, spun șefilor, eu, cum am spus șefilor Rotary, pentru a fi finanțate. Ei au idei senzaționale uneori, originale. Și eu mă mir de unde au atâtea idei. Da, sunt surprinzători și vă umplu de energie și de entuziasm. Apropo de cel care a câștigat, pentru că programul este anul trecut, a câștigat un proiect, în linii foarte se spune așa, facem un rotabus, un bus ETU, adică, de fapt, ar amenaja un bus mai mare, spun de unde îl cumpărați, că proiectul valora vreo 50.000 de euro, cam atât, deci adunăm banii, poate nu într-un an, dar îl adunăm, în care trebuia să meargă cu diverse programe educaționale în locuri în care poate a ajuns curentul electric, în sensul acesta. În sensul că și copiii din zone mai îndepărtate să aibă acces la o anumită formă de educație non-formală, mai degrabă. Ăla a fost. Eu nu vreau să spun toate proiectele, că iarăși ajungem, pentru că într-adevăr, dincolo de ideea asta cu de a-i forma în leadership, proiectele respective sunt bune și pentru adulți. Da, păi aveți cu siguranță și dumneavoastră ce învăța de la acești Probabil, al doilea care a spus, este un program Rotary International, de fapt, în sensul, ambele sunt pentru că sunt valabil, depinde cât de mult le dezvolți la nivel de district. Este un program de schimb de tineri până în 18 ani, iarăși, de fapt, iar districtul nostru are acorduri cu Brazilia, Argentina, Mexic, Statele Unite. Și, într-adevăr, e cam poate puțin strange să spui, da, îmi trimit copilul meu de 15 ani sau de 14 ani, spre 5 sau 17 ani, să stea un an la o familie de schimb. Familia respectivă este o familie de rotarieni și în felul acesta, care în Mexic, care copilul tău fiind minor. E o chestie fantastică, pentru că, de fapt, mulți spun de faptul că unul din sloganele Rotary a fost Rotary schimbă vieți. Cu siguranță îl schimbă pe acel tiner fantastic, pentru că... Și pe tânăr, dar și pe familiile celor doi tineri, pentru că se confruntă... Deci, alții spun că e o experiență de a-și continua, este o experiență fantastică, prin care acei copii devin altceva. Ar spune foarte simplu. E foarte simplu că te duci în America și o să înveți engleza la perfecție. În secolul ăsta copiii noștri nu mai este. Învezi cultura. Nu mai e o provocare. Afli cultura de acolo. S-ar putea să știi, toată lumea vorbește, nu știu, de visul american. S-ar putea să vezi că visul ăla e altceva decât ți-ai imaginat tu. Să te duci în Brazilia și tu să știi de Pele sau în Argentina de Maradona, să știi că toată lumea joacă fotbal și să afli că cu totul altceva este lumea asta. De fapt, este un moment, iar tinerii, cu toții știm că sunt ca și sugativa, dacă mai știe cineva, ca un burete, ca să poate sugativa, nu mai știe nici cineva, absorb cantități enorme, iar sunt foarte responsabil, pentru că este clar că el, cine pleacă acolo, știe că acum e mai simplu, poate să comunice video oricând și video, dar gândiți-vă că proiectul ăsta și Slatina a avut un rol, Rotary Club Slatina a avut un rol important în mișcarea ceea ce înseamnă primii copii din România au plecat din Slatina. Haideți să vorbim despre Slatina, că ne apropiem de finalul emisiunii și nu ne-a spus nimic despre activitatea rotarienilor de aici, care este una foarte bogată. Și vorbim de IEP, da? Că am rămas acolo. Da. Și că Slatina este pionier, să zicem, în acest program, proiect. Un fel de pionier, nu chiar, dar... Rotary Club Slatina... pot să spun pionier, dar poate lumea nu știe ce înseamnă pionier, sunt cei care au început. S-au dus și mai departe. În general, la nivel districtual, pentru că districtul este cel care, clubul care primește copilul de schimb sau dă copilul de schimb, și districtul sunt cei care garantează, inclusiv juridic, pentru evenimentele care selectarea, este și un proces de selecție, pentru că trebuie să fie un copil sănătos, să spunem, adică să fie sănătos din toate punctele de vedere. Sau poți să-i spui că nu există un concept fără niciun de diversitate, echitate, incluziune.
dar poate să participe oricine la astfel de proiecte, nu neapărat sănătos din toate punctele și transparent în ceea ce privește, adică hobby-ul lui, s-ar putea să fie un copil care are alergii la anumite, deci astfel încât familia de schimb, pentru că în felul acesta să cunoască, să aibă o radiografie completă a modului în care a copilul, astfel încât să reacționeze în mod adecvat la relația pe care o are cu copilul. În nivelul districtului sunt destul de mulți, să spunem, copii care se schimbă. În acest an sunt 10 copii. V-a zis, este o experiență în sensul în care au fost din toate cluburile din țară și din, știu, și din Bacău și din... Sunt unele care nu au fost. Mă gândeam acum dacă cluburi din Timișoara și-au trimis copii. Nu mi-aduc aminte să-și fi trimis. Înseamnă că noi străinenii suntem chiar curajoși. Da, acum nu aș... Adică cumva să nu se spere că e un act de curaj, este un primul rând un act de responsabilitate. Pentru că acei copii care se duc sau care sunt aici, gândiți-vă că s-ar putea să vină și nu vă ascund faptul că am primit întrebări, dar voi în România aveți bancomate în vremurile noastre. La voi, când au fost în alții, aveți benzinării sau venim noi cu canistra? Deci vorbim de secolul 21. Deci există percepții și invers. Sau, și tu te duci acolo și constați că pâinea pe care tu o mănânci ca și copil, numai ca dacă mănânci pâine, e mai dulce decât aia pe care tu ai acasă. Deci trebuie destul de, sunt multe detalii. Fișa asta, nu neapărat medicală, fișa copilului trebuie știută în foarte multe detalii. Ca tare, pentru oricine este un act de curaj. Faptul că la Slatina s-a început, înseamnă că au avut, eu știu, cunoștințele, au înțeles de fapt ce înseamnă Rotary, pentru că este o organizație globală. În sensul în care îți poți găsi ca rotarian un prieten, te-ai întâlnit, că tu ai acces la, când te duci oriunde în lume la întâlnirile de club și discutând cu el, îți dai seama că ai impresia că îl cunoști de o viață, pentru că are aceleași principii, să spunem, în sensul ăsta. Nu ești rotarian că ai o insignă. Nu, credeți în aceleași valori. Ai aceeași valori, de fapt, și regulile, principiile sunt valabile de 100 de ani. 100 și de ani. Deci în sensul în care atunci când intri în Rotary trebuie să simți și după aceea să te setezi pe ceea ce înseamnă principii și atunci ți-e foarte ușor, pentru că în momentul în care nu te regăsești, nu continui în sensul ăsta, nu mai continui. Haideți să vorbim la final de emisiune despre, tot despre Rotary Slatina. Anul acesta există un nou președinte, o singură dată în viață și o dată pe an, doamna Andra Bărbulescu. Aș vrea să faceți o mică evaluare a activității sale de până acum, ce-i drept scurtă. Au trecut 2-3 luni din iunie până acum. S-a implicat Slatina în diferite proiecte ale Rotarii Internaționale. Spuneți cum ați zice. A zice că, de fapt, mai are 8-9 luni sau în sensul ăsta. Da, fără nicio îndoială, relația cu toți președinții trebuie să aibă o relație foarte fair. Fără nicio îndoială există, să spunem, anumite situații, mai ales în care, la un moment dat, președinții sunt mult mai dinamici. Iar a spus apoi de... Ce vreți să ne spuneți acum? Nu vreau să spun nimic, decât să fac o constatare, de fapt. Mult mai dinamici și își doresc foarte mult, pentru că vrei sau timpul trece. Și este și un element, nu îi spun orgolii, nu, e un element de mândrie. Iar faptul că poți să-ți ridici clubul tău, nu seamănă un an cu altul, e foarte important, pentru că nu semănăm unii cu alții și nici eu nu pot să spun ca guvernator că o să fac același lucru ce a făcut Florin Măcinan sau, eu știu, Adi Luca. Continuăm, are stilul lui. Exact, avem anumite, pentru că există în substanță, dar nu semănăm unii cu alții, dar fiecare vrea să-și aducă, să-și pună amprenta asupra activității sale. Și a spus de nu poți să evaluezi un președinte, pentru că e normal, evaluezi clubul.
de fapt, activitatea clubului. Și pare ciudat, dar lucrul ăsta e sub formă de stele, nu stele Michelin sau ceva, dar la sfârșitul anului, acum e o altă obligație, trebuie să evaluezi fiecare club sub forma unor stele și să faci o mică descriere a ceea ce s-a întâmplat acolo. Fără nicio îndoială, până acum pot să spun că Rotary Club Slatina e un club de 5 stele, fără de departe. Nu numai de acum e clar că, spuneam, Andra își dorește și e normal să-ți dorești lucrul ăsta, pentru că nu e o funcție care să o mai repeți. Este clar că își dorește cineva să facă și este un președinte tipic, să spun, de Rotary, în care încearcă sau își propune că, de fapt, tu ești președinte. Dar e și un paradox, spune că e anul tău. Nu, e anul, fiecare anul e anul tău de președinte, dar tu trebuie să lucrezi cu toți și sunt sigur că toți membrii clubului se ghidează pentru că, fără nicio îndoială, Andra va da direcția și dă direcția în club în acest an. Există și întotdeauna aspecte care țin de un Rotary local, să spunem, românesc, să spunem, nu de Slatina, românesc în general, dar eu, un fost guvernator, spunea, da, e bine că vorbim de Rotary în România, dar să nu uităm că Rotary este international și faptul că faci Rotary într-o comunitate, trebuie să te gândești, măi, trebuie să participi la o conferință națională a Rotary, ca să vezi ce au mai făcut celelalte cluburi. Trebuie să participi la întâlniri cu alte cluburi, pentru că vezi, te inspiri, nu copiem, ne inspirăm, aia spune la chestia asta. Trebuie să participi la convenție internațională, unde îți dai seama că te întâlnești cu 40.000 de oameni și fiecare dornic să spună ce face acolo. Păi, acum sunt președinte Rotary Club Timișoara Cetate și mă duc la convenție, ar trebui să spun și eu ceva. Ca atare, orice președinte este cel care dinamizează clubul și e frumos să stai pe lângă și să te uiți, dar să știi că el are multă adrenalină, președintele, și va merge. Totdeauna sfaturile sunt bune de la oricine. Dar în final, dacă iese bine, este meritul tuturor, dacă iese prost, este vina ta ca președinte, că ești și prost. Ca atare, da, e bine ca președinte să asculți, dar în final tu trebuie să iei decizia ca președinte și să dinamizezi activitatea clubului, pentru că așa e normal. Sigur, asta se va întâmpla la Slatina și mi-aș dori din tot sufletul ca atunci când mergeți la o conferință din asta internațională să spuneți și de noi că există acolo un club în România care face lucruri mari. Face un lucru deosebit și spuneați de pionierat, în afară de IEP și multe alte proiecte, și mă bucur tare mult că Rotary Club Slatina este o prezență activă în comunitatea din oraș și nu numai, și în județul lor. Și cu siguranță așa va fi tot Sunt timpul de acum înainte. Sunt sigur că își vor crește și numărul de membri, pentru că la un moment dat energiile se mai epuizează, se mai diluează și ideea că apar noi membri duc mai departe. Rotachizul abia așteaptă oricum. Rotary International e o organizație tânără la nivel mondial. Și a zis că de ce Rotaract nu este la Slatina. Eu zic că e un lucru foarte bun în sensul ăsta, pentru că Rotaractul funcționează mai bine și bine în orașele mari și în mod deosebit cele universitare. V-am spus că vorbeam acum de Lugoj. Are Rotaract, dar la 50 de kilometri Timișoara. Rotaractul în Lugoj nu funcționează, nu poate funcționa și nici în alte orașe care neapărat. De ce? Și în contextul nou e greu de crezut. De aceea cred că focusul pe Rotaract și pe Rotakids, care este o chestie pregătitoare de Rotary, sunt deosebite și Rotary Club Slatina face minuni, să spunem, în ceea ce privește Interactul. Voiam să vă cer un mesaj pentru Rotary Slatina, dar deja a spus atât de multe cuvinte frumoase despre clubul nostru, încât e suficient să fim totuși modești. Noi vă mulțumim foarte mult că ați venit la noi în oraș, la noi la televiziune, vă mai așteptăm
Și să vă țineți de promisiune, vă rog, să vorbiți despre Slatina și despre Rotary Slatina acolo unde vă duceți în lume. Mai este un lucru care trebuie spus. Spuneți. Rotary Slatina face astăzi un sfert de, face în acest an un sfert de secol, să spunem, apropo, putea spune 25 de ani, un sfert de secol, ceea ce spune mult despre mișcarea Rotary în Slatina și faptul că, că au fost printre primii, fără niciuna, ceea ce înseamnă că a existat și există dorință de a face voluntariat între prieteni. Și Rotary Club Slatina este un club de prieteni și foarte mulți voluntari. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim succes în tot ceea ce faceți, să dăruiți bucurie, să creați speranță în lume, așa cum știți cel mai bine să faceți. Mulțumim celor care s-au uitat în această seară la noi. Toate cele bune și să ne revedem cu bine data următoare.